Veverița trebuie să-mi dea înghețata înapoi. Nu drumul stâncos. Da, e timpul să pictez nițel. Sunt un artist, sunt cel mai tare la pictură. Pictatul e distractiv. Oh, nu! I-am stropit laptopul cu vopsea. Știu, o să-l curăț. Stai, se întinde! Oh, nu! Dezastrul devine și mai mare. S-a făcut tot roz. O să fie atât de supărată pe mine. Hmm? S-a trezit! Ce faci? De ce te hulbezi la mine? Te porți ciudat, extrem de suspect. Stai puțin. Oh, laptopul meu, ce-am pățit? L-ai vopsit roz. Ce-i asta? Un pai? Stai așa, clar pot rezolva bătaia asta de joc. Ok, ăsta-i bietul meu laptop distrus. Am nevoie de mai multă vopsea. Exact! Soluția e mai multă, nu mai puțină vopsea și albă și galbenă. Și niște mov! Ce drăguț! Poate doar un pic de maroniu. Ok, acum sunt pregătită pentru pai. O să încep să suflu vopseaua asta acum. O să folosesc aerul ca să împrăști vopseaua pe laptop. Trebuie să continui. Ce mult îmi plac culorile diferite! Iar modelele și texturile care se formează sunt cool! Wow! A ieșit o adevărată capodoperă! Ce frumos! Îmi amintește de valurile oceanului! Nu-mi vine să cred cât de bine a ieșit! Wow! Uită-te la computerul ei! Ce cool e! Hei! Ce zici de noua mea geacă? Am luat-o la promoție, iar a redusă cu 50%! Nu-i așa că e cea mai tare? Da, e drăguță, am înțeles! Dar uite ce geacă nouă am eu! Ce zici de noua mea husă de telefon? Sclipiciul e așa de modat! Eu am popituri! Mă rog, eu am și caietul ăsta! L-am decorat cu abzibilduri! Inimioare, steluțe și o mică înghețată pe băț! Ce? Oh, caietul meu e atât de banal și plictisitor! Nu merge deloc! Trebuie să pot face ceva! Am cariocile astea! Stai! Cred că am un plan! Iau cuțitul ăsta și o cariocă. O să-i tai vârful. Și apoi o să mai fac câteva tăieturi ca să arate ca o inimă. Vai, uite cât de drăguț a ieșit! Și acum o să-mi scot caietul. O să folosesc carioca pe post de ștampilă. Dar nu trebuie să mă limitez la inimioare. Așa, am inimioare și steluțe acum. Vezi? Și caietul meu are chestiile astea. Și n-am avut nevoie de abțibilduri. Wow! Nu pot să cred că le-ai făcut tu! Trebuie să mă ascund! Ah, știu! Wendy, vino înapoi! Știi regulile? Fără gustări! Oh? E aici! Știu! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Sau te poți ascunde? Nu s-a terminat încă! A plecat? Ar trebui să iau nota 10 pentru șiretenie! Interesant! Înțeleg! E atât de isteț și drăguț! Bună! Ăsta e pentru tine. Poate vrei să mă suni? Ce? Pe bune? Cred că o să te refuz. Poftim? Oh, s-a întâmplat ceva? Se crede atât de specială cu machiajul ei? Nu e corect! Nici nu ai voie să te machiezi! Cred că am pregătit totul pentru oră. O să fie o lecție intensă. Au! Aveți grijă! Vezi pe unde mergi! Uite ce ai făcut! A fost un accident! Scuze! Oh, copiii din ziua de azi! Oh? Ce sunt ăștia? Nu sunt banii mei! Dar sunt acum! Luați-vă limonadă și dulciuri de aici! Bună! Cu ce te pot servi? Îmi dai o ciocolățică, te rog! Sigur, dar nu e gratis! Ah, da, normal! Stai puțin! Cred că mi-au căzut banii! Of, ziua asta devine și mai nasoală. Fără bani, fără ciocolățica, scuze, poți să pleci. De ce mi se întâmplă mereu asta? Trebuie să mă relaxez. Hei, ce faci? Sper că o să strângi toate chestiile alea. O să se supere mama dacă e dezordine în cameră. Stai puțin, cred că mi-a venit o idee. Da, cred că o să meargă. O să împrumut chestiile astea. O să tai forma piciorului din burete. Alternez culorile și pun formele una peste cealaltă. O să lipesc fiecare strat.
Am nevoie de pistolul meu de lipit. O să pun lipici pe stratul de deasupra. Vreau să-l acopăr complet. Aștept să se întărească lipiciul. Apoi fac o tăietură în partea laterală a straturilor. Am golit zona și am atașat o cutie. Este locul ideal de depozitare pentru banii mei. Adică nu o să-i mai pierd iar. Paintos! Sper că ai bani de data asta. Stai liniștită, e totul ok. Îl iau acum. Oh, verdele-i culoarea mea preferată. Poftim, ciocălățiga. Nu sunt niciodată suficiente reguli. Copiii ăștia au nevoie de disciplină. Mai ales Mindy. Bună ziua. Nu, stai departe. Devin stresată în preajma ta. Am ceva pentru dumneavoastră. E felul meu de a-mi cere scuze. Sper că vă plac dulciurile. Uitați. Serios? Pentru mine? Poate că nu ești atât de rea. Ar trebui să mergem undeva mai târziu. Oh, hei, m-am întors. Ups. Ce șlapi frumoși, Mindy. Super colorați. Chiar arată bine. Nu sunt doar niște simpli șlapi. Priviți. Îmi țin tot ce-mi trebuie aici. Inclusiv luciul meu de buze. Nu știi niciodată când îți trebuie. Asta e nuanța mea preferată. Arăți bine, Mindy. Oh, ce drăguț. Serios? Ai treabă mai târziu? Am putea să vedem un film. Mi-ar face plăcere. Ai numărul meu, nu-i așa? Wow, lecția asta e fascinantă. Vedeți, elevi, e atât de simplu. Chiar e? Ah, e Wendy. Ce faci, Tocilaro? Nu pot să cred că trebuie să stăm împreună. Mă rog. Deschideți-vă cărțile la pagina 14. Urăsc ora asta. Cred că e timpul să ronțăi ceva. Ador ciocolata. O să savurez. Ce faci? Știi că nu ai voie să mănânci la oră. Mi-e foame. Oh, da, ce bună e. Nu-mi vine să cred ce văd. Ce se întâmplă? Ia mănâncă ce-o... Stați! Știu ce-am văzut. Fiți cu ochii pe ea, e și reată. Nu-i amuzant, Wendy? Ce ciudat. Poate că am avut vedenii. Acum e șansa mea. Am păstrat chipsurile astea. Oh, serios? Faci mișto de mine? Ce bine arată. Sunt delicioase. E nebunie curată. Spuneți-mi că vedeți asta. Ce mai acum? Ia, adică mai devreme. Ce? E ridicol. Sunt dezamăgită, Wendy. Nu mă mai întrerupe. De acord. Continuați. Eu o să-mi fac un sandwich. Ai zis? Ce? Cum face asta? Nu pricep. În fine, totuși, dacă Mindy face asta, presupun că pot să ronțăi și eu ceva. Știu că am o ciocolățică aici. Am găsit-o. Ce crezi că faci? Mâncarea nu e permisă. E doar o ciocolățică, Mindy. Știu ce zic. Nu mai întrerupe ora. Nu e corect. Nu știu cum faci asta. Șt, încerc să învăț. Am plecat de aici. Nu se poate. Ador smoothie-urile proaspete. Poftim? E o glumă proastă. Nu e corect. Respira. Nu se termină aici. O să aștept. Ce răcoritor a fost. Ce urmează? S-a terminat ora. Trebuie să-mi strâng lucrurile. E timpul să plec. Oare ce mâncăm la prânz? Mi-e super foame. Uite-o! Să înceapă distracția. Sunt perfecte astea. Nu te grăbi. Ce s-a întâmplat acolo? Cum de nu te-a văzut? Adică era atât de multă mâncare. Încetează. Ok, nu mă așteptam la asta. Ce? Ce e? De ce te holbezi așa la mine? Ia astea și pune-ți ochelarii mei. Ce se întâmplă acum? E perfect. Le iau înapoi pe astea. Îmi trebuie ăsta. Nu te mișca. Ok, vino cu mine. Ia loc. Ești sigură? Crede-mă, o să meargă. Arată ca niște coșuri. Dar sunt comestibile. Exact ce-mi trebuia. Ce bun e. Știam eu că să-ți placă. Vezi, nu e chiar atât de rău să stăm una lângă alta. Profesoara.
Începem? Mersi, Mindy, ești cea mai tare! E ziua lui Wendy azi! Ah, uite-o! Bună, Mindy! De ce porți un coif? La mulți ani! Ăsta e pentru... Trebuie să mergem la oră! Ai văzut filmul ăla de seară? Stai! Și apoi au intrat în casa bântuită? Cum să faci asta? O să bag pachetul în ghiozdanul lui Wendy! A fost înfricoșător! Am avut coșmaruri! Potoliți-vă, fetelor! Avem multă materie de parcurs! Să începem! Wendy! Ce e? Deschide-ți ghiozdanul! Oh? Ghiozdanul meu? Uită-te în ghiozdanul tău! Rapid! E ceva acolo! Oh? Serios? Bine, o fac eu! Dă-mi ăla! Uită-te înăuntru! Wow! Mi-ai luat un cadou? Oh, nu trebuia! Mersi mult! Știu că sunt preferații tăi! Îi ador! Aia sunt! Biscuiți? Știi că nu se mănâncă și nu se bea la oră! Dă-i încoace! Dar sunt un cadou! Putem să-i împărțim! E cea mai nasoală zi de naștere! Nu fi tristă, e ok! Mmm, delicios! Trebuie să-mi cumpăr un pachet pentru mai târziu! Îi mănâncă în fața noastră? Poate că am o soluție! Am și eu o rezervă de biscuiți pentru urgențe! Poftim? Ce faci? Șt! Calmează-te! Ia uite! Îmi mai trebuie ceva! Elasticul ăsta de păr e perfect! Ce? Nu pricep! Lasă-te pe spate! O să-ți pun biscuitul sub fustă! Și o să înfășor elasticul de păr în jurul lui! Așa o să stea fix! O să fac asta pe toată fusta! Arată ca un detaliu la modă! Așa, gata! Ce zici? Wow! E super! Profesoara nu o să bănuiască nimic! Liniște, fetelor! Cred că e timpul să ronțăi ceva! O să desfac elasticul! Și pot să mănânc un biscuit! Oh? Ce-a fost asta? Sunt cu ochii pe voi! Știam eu că o să meargă! Hei, cred că meriți o gustare! Mersi, draga mea! Mereu îmi uit parolele! Trebuie să le am la îndemână! Perfect! Nu vreau să mi se blocheze iar laptopul! Ok, cine urmează? Ah, Mindy! E cel mai slab test pe care l-am văzut vreodată! Mindy, hai înăuntru! Ce e? Era să-ți scrii greșit și numele! Stai jos! N-am timp de asta! Nici eu! Nu comenta! E ceva serios! E a treia oară când ai patru săptămâna asta! Trebuie să înveți mai bine! Bla, bla, bla! Mi-ați mai spus toate astea! Bun, asta înseamnă că pot sta testul din nou! Serios? Nu e corect! Trebuie să iei note mai mari! Neapărat! Vreți să mă speriați cumva? Chiar crede că o să dau iar testul? Am chestii mai interesante de făcut! Ce scaun confortabil! Aha! Gumă! Și e proaspătă! Deci e aromată încă! E mentolată! Ce-aș mai putea face? Aș putea să conduc mașina! Titi! Atenție! Păzia! Sigur o să mă îmbinețesc! Cred că trebuie să fac niște lecții de condus! O să mă prefac că nu știu nimic! M-am plictisit! Ce-i aia? Nu! Nu se poate! Cine-și lasă parola așa la vedere? Cine e atât de prost să fac asta? Deși aș putea verifica! Cine știe? Dar că m-ar invita să verific! Aș putea obține răspunsurile și aș deveni o elevă de nota 10! Nu e ceea ce pare? Nu! Pare că mi-accesez laptopul! Văd totul! Uită-te în sus! Zâmbește! Ești filmată! Știam asta! A fost o... farsă! Nu reușesc să mă fac crezută, nu-i așa? Nu! O să închid laptopul! Bună idee! O să-l iau eu, ca să nu fii tentată să o faci din nou! Nu uita de test! Vreau să văd o îmbunătățire! Da, da! Ce deșteaptă să crede! Dar eu sunt mai deșteaptă ca ea! Poate și-a notat parola de două ori! Trebuia să verific! Ce să vezi! Se pare că sunt la locul potrivit în momentul potrivit!
unde ai apărut? Te pot ajuta. Ce faci aici? Trebuie să rezolv testul ăsta. Și toate răspunsurile sunt în laptop. Asta da problemă. Știu. Dă-te la o parte să nu te lovești. Nu, oprește-te! Ai nebunit? Nu trebuie să atragem atenția. Uite! Aia e o cameră de filmat? Îmi plac provocările. Mă întorc imediat. Hei, camerele de filmat sunt interzise. Cred că ai probleme serioase. Wow, ce bine a fost. Situația scapă de sub control. Nu te panica, am chestia asta. O să scanez laptopul. O să funcționeze? Am încurcat-o. Cred că i s-au terminat bateriile. Nu-i bai, am un plan de rezervă. Sigur îl pot deschide. Mulțumesc pentru ajutor, dar... Șt, aud ceva. Dacă ar fi o discuție. Stai așa, știu. Ăsta e indiciul de care aveam nevoie. Stai puțin. O să hașurez hârtia cu creionul. Și, ca prin magie, o să obținem parola. Am reușit, vezi? Un nou caz rezolvat. Hei, poftim! Nu cred! Știi parola? Serios? Trebuie să fim rapide. Sper să funcționeze. Super! Am reușit! Boom! Mersi! Acum pot să trec testul. Cu plăcere! Ce-i aia? O altă cameră de filmat? Oh, se pricepe! Of! Foile astea sunt încurcate rău. Nu o să fie distractiv? Auci, auci, au! Totul e și mai rău acum. Gata, trebuie să rezolv problema asta. Vino aici, capsatorule. De ce nu merge? Nu mai are capse. Normal. Hei, stai puțin. Cred că am o idee despre ce aș putea să fac. Ok, foile sunt toate organizate frumos. Și acum cutterul meu. O să fac două tăieturi aici și aici. Și o să îndoi aici și o să bag colțurile în cealaltă deschizătură. Așa, sunt capsate fără capse. În sfârșit foile sunt organizate. Nici nu o să se mai prăștie. Am plecat la oră. Vai! Wow! Uită-te la ăia! Oh, bună, Mindy! Pantofii tăi sunt atât de drăguți! Trebuie să-mi spui de unde ți-ai luat! Stai să te ajut! Opa! Aproape că uitasem! Cum ți se par pantofii mei? Wow! Ce frumoși sunt! Sunt invidioasă! Oh, ce drăguță ești! Chiar se sortează cu bluza mea! Bună, fetelor! Nuanța asta e atât de frumoasă! Ce s-a întâmplat? Aia sunt pantofii tăi? Tragic! Sunt jenanți! În veci n-aș purta așa ceva! Știu, nu-i așa? Mie plac! Se potrivesc cu toate hainele mele! În fine! Ce-a fost aia? Am călcat pe ceva! Era un creion colorat! Nu mai pot să-l folosesc! Sau aș putea... Le arăt eu lor! Am nevoie de niște creioane colorate. O să mă ajute să modernizez pantofii. O să aplic lipici pe creioane. O să-l dau pe o singură latură. Apoi o să-mi lipesc creionul pe toc. O să fac la fel și cu celelalte creioane colorate. Vreau să acopăr tot tocul. O să folosesc și creioane mai mari. Ăsta e ultimul. Wow, ce colorate sunt! Hai să colorăm și pantoful. Să nu-i de celălalt pantof. Cine mai are nevoie să meargă la cumpărături? Abia aștept să-i încalți! Acum! Mă duc la cumpărături mai târziu, ar trebui să vii și tu! Vai! Uite-te la pantofii aia! Ce părere aveți, fetelor? Arată bine, nu? Nu mai stați cu gura căscată, o să prindeți muște! Wow! Școala e plină de reguli, dar uneori regulile sunt făcute pentru a fi încălcate. Așa că ți-am pregătit aceste trucuri care te vor ajuta să-ți păcălești profesorii. Care e metoda ta preferată de a furișa lucruri în clasă? Răspunde-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave. Ok, cred că trebuie să mă apuc de tema asta. Ce are pixul meu? Nu mai are cerneală! Tipic! E ok!
Sofia, hei! Ești bine, Luna? Pixul meu nu mai merge. Poți să-mi dai și mie unul? Nicio problemă! Sigur mai am unul de rezervă. E pe aici, pe undeva. Chestia aia nu e un pix. Stai așa. Care erau șansele? Ce de obiecte! Trebuie să fiu mai organizată. Stai puțin, am o idee. Știu cum să-mi păstrez lucrurile îngrijite. Mai întâi trebuie să pun elasticul ăsta pe dosarul meu. Mai am nevoie de câteva. Acum pot să-mi depozitez toate obiectele aici. Și mai e spațiu și în interior. Toate obiectele se află în același loc și sunt și ușor de găsit. Arată bine, nu-i așa? Poftim, pixul? Poftim? Da, mersi. E grozav. Visam atât de frumos. Pictura asta e tare veselă. Perfectă pentru a fi înrămată. Și de ce să ne oprim aici? Am nevoie de un strop de inspirație. Da, ce ai spus? Susan, ce rea ești. Nu știu. Nu te supăra. Foaia mea. Scuze. Ups. Uite ce ai făcut, e distrusă. Hei, pot să-ți arăt ceva? Ai auzit vreodată de un accident fericit? Ăsta e unul. Wow. Eu? Da, și pot să fac și mărimi diferite. Uimitor! S-o facem! Câte crezi că încap aici? Câte vrei tu! Situația o ia razna! Poți folosi aproape orice! Dacă are o formă circulară, desigur! Crezi că am făcut destule? Arată cool, nu-i așa? Bate palma! Micul meu artist! Ce zi! Ăla pare un loc bun de stat! Wow, ce frumos e! Ador să fiu înconjurată de natură! O veveriță simpatică! Bună, micuță! Aș putea să te pictez! Nu te mișca! Ups, a fost cât pe ce! Scuze, mai durează nițel! Poate că merge să mă sprijin pe bancă! Stai așa! Nu, nu merge! Nu găsesc o poziție comodă! De ce e atât de greu? E atât de frustrant! Pizza asta e delicioasă! Te pot ajuta cu ceva? Bună, îmi dai mie cutia aia? Îți dau bani! Sigur, dar nu și pizza! Super, pot să-mi cumpăr mai multă pizza! Asta e ziua mea norocoasă! E fix ce-mi trebuia! O să folosesc chestia asta ca să proptez capacul. Apoi o să-mi pun foaia aici. Zici că e un șevalet. Acum pot să te pictez. Pot să o pictez pe fata cu pizza. Arată bine. Dar portretele sunt o provocare. Pizza chiar e mâncarea ideală. Hei, ai fost un model grozav. Ce ai spus? Mă pictezi? Poate reușesc să trag nițel cu ochiul? Nu o să fac zgomot? Nu se poate! Nu vine să cred! E o capodoperă! Wow! M-ai speriat! Tu ești! Sper că-ți place! Îmi place la nebunie! Pot să cumpăr pictura? Normal! Mersi! Ești o adevărată artistă! Ce drăguță ești! Bun, suntem gata de următoarea provocare. Am primit vopsea de diverse culori și burăței de machiaj. Ce moi sunt! Poate ar trebui să-mi verific machiajul. Ar merge aranja puțin. Și eu ar trebui să fac același lucru, Sky. Uite, roata! Uite, s-a oprit la burețelul de machiaj. Ce bine, și o să folosim pânzele astea lungi. În regulă, am pregătit totul. Acum hai să vedem câte mâini putem folosi. De data asta niciuna dintre noi nu-și poate folosi mâinile. Urmează vopseaua. Capul! Ok, trebuie să avem mai multă grijă.
Așa, am luat niște galben pe burețel. O să-l lipesc pe pânză și o să încerc să obțin o linie dreaptă. Eu cred că o să încep cu un albastru deschis. O să încep să pictez din capătul ăsta al pânzei. Apoi trebuie să adaug niște portocaliu peste galbenul pictat deja. Acum am nevoie de niște roz deschis. O să pictez partea cealaltă a pânzei. O să folosesc verdele ăsta frumos. E distractiv, nu crezi, Lexi? Ok, înapoi la treabă. Am nevoie de niște verde fix în zona asta. Trebuie să combin nuanțele astea de roz. Așa, mi-a ieșit perfect efectul ăsta de degrade. Wow, ce tablou frumos și calm! Fiu, și eu am terminat! Ce greu a fost! Wow, ce tablou complet diferit ai făcut! Wow, Lexi, ai văzut ce am pictat eu? Uite! Da, da, foarte bine, Sky, dar voiam să... Wow, cum ai reușit să pictezi așa ceva? Mersi mult, a ieșit fix așa cum îmi imaginam! Puh, acum nu mai știu ce să zic de tabloul meu! Știi ce? Nu fi tristă. Îl putem îmbunătăți puțin. O să folosim margareta asta. O să o pun cu fața în jos pe pânză. Apoi o să iau niște vopse albă pe burețelul de machiaj și o să acopăr marginile petalelor cu vopse albă. Oh, wow! Hai să mai facem una aici sus! Wow, Sky! Arată și mai bine! Acum îmi place mult tabloul meu! Uite ce modele au creat petalele! Ce drăguțe sunt! Cu plăcere! Mă bucur că te-am putut ajuta! Asta e cea mai nașpa! E așa plictisitoare! Mi-aș fi dorit să fie timpul să plecăm acasă! Bun! Cine poate rezolva problema asta? Eu! Alegeți-mă pe mine! Eu! 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 Oh, ești așa norocoasă! Hai că poți! Cum să fac asta în capul meu? Hei! Ajută-mă cu asta! Of, bine! Trebuie să țintesc perfect când arunc asta! Creioanele! Țintește-n creioane! Oh! Cum s-a întâmplat asta? E cineva responsabil pentru asta? Mai bine le ridic! Da, a mers! Bun, vin acum! Rapid, fă schimb de locuri! Profa încă e neatentă! Ok, trebuie să-mi schimb înfățișarea. Să nu uit să-mi scot elasticele din păr. Ok, înfățișarea e potrivită. Acum să am aceeași atitudine. Ok, ăla-i ultimul creion. Poți să te miști și mai încet cu ecuația aia? Of, ok, fie. Primul număr e un 2, deci o să desenez două linii. Al doilea număr e un 1, deci o să adaug o linie. Apoi, în cealaltă direcție, 3 linii pentru 3. Și apoi 2 linii pentru ultimul 2. Și acum desenăm linii curbate. Uite așa! Urmează punctele, un punct unde se intersectează fiecare linie. Se pare că zona asta are 6 puncte. Secțiunea din mijloc are 7 puncte și ultima secțiune are 2 puncte. Gata! Acum să unim numărul... 672 este răspunsul. Gata, a fost floare la ureche. Să vedem. Stai, tu ai rezolvat-o? Minunată treabă, bravo! Ești de vis. Hei, Luna, ce bine arăți. Ce jenant. Ce nervant e. M-am săturat, în fiecare zi faceți la fel. Wow, calmează-te! Am o idee! Știu cum pot vorbi cu Kevin fără a o mai enerva pe Cheryl! Primul pas e să lipesc scotch peste o foaie de caiet. Perfect! Apoi o să tai un pătrățel din buretele ăsta de vase. Fix așa! Pasul următor e să pun niște lipici pe spatele buretelui. Nu am nevoie de foarte mult și o să lipesc buretele de markerul ăsta. Acum o să-i scriu un mesaj lui Kevin. Gata! Hei, dă-i ăsta lui Kevin! E pentru tine, ia-l! Super! Trebuie să-i răspund! Și de ce e mai bună metoda asta, mai exact? Vă spun profesoarei! Doamna! Dă-l încoace! O să șterg mesajul! Abia aștept să ne vedem diseară! Dă-l încoace! Uitați, doamna profesoară! Da, Cheryl? Fac schimb de bilețele! Uitați!
Dar scria ceva pe pagină! Cheryl, nu mă mai face să-mi pierd timpul! Era un bilețel! L-am văzut! Oh, nu! Testul meu! O să pic! Nu! Ne vedem diseară! Abia aștept! Testul ăsta e atât de plictisitor! Eh, mie-mi place! Ești o tocilară! Poate o să mă distrez, nițel? Hei! Nu te mai purta ca un copil! Îmi place întrebarea asta! Of, trebuie să o șterg de aici! Ah, stai puțin! Hei! Ce mai e acum? Ia uite! O să-mi frec pixul ăsta de mânecă și apoi o să-l rotesc, nițel! Recunoaște că ești impresionată! Wow! Ești o vrăjitoare! Stai să încerc și eu! Nu cred că e corect! Un magician nu-și dezvăluie niciodată secretele! Poate că am nevoie de mai multă fricțiune! Așa! Nu reușesc! Știu! Pot să-mi folosesc creierul ca să-mi dau seama cum se face! Ah, uitam de gravitație! Și rotația pământului înseamnă... Știu! Hai să încercăm iar! Nu e magie! Mă rog! Elevi, nu vorbiți! Scuze! Te-a prins! Ups! Sunt cu ochii pe tine, Sofia! Lucrezi, vedeți? Ăsta e ultimul tău avertisment! Stai! Sunt sigură că aveam un pix! Se pare că o să pic testul ăsta! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri creative! M-am plictisit! Am nevoie de un pui de somn! Ah, stai! Sunt încă la oră! A expirat timpul? Dați-mi lucrările! Ah, n-am terminat! Am dat o bară! Cred că o să iau un alt quadru! Da, da, în fine! Hai, grăbiți-vă! Grozav, acum trebuie să le notez! Abia pot ține ochii deschiși! Am terminat cu astea! Ăsta e mult mai distractiv! Au! Mi-e atât de foame! Știu, o să comand ceva! Bună, pot să fac o comandă? Wow, ce livrare rapidă! E un festin! Și e doar pentru mine! Mai mult, vreau mai mult! Vai, e atât de bun! Aș putea mânca asta toată ziua! E atât de uleios și de murdar și l-ador! Ah, a fost uimitor! Nu e bine! Trebuie să-l curăț! Poate nu o să observe! Ah, știu ce să fac! O să încep prin a decupa o secțiune a caietului, apoi am nevoie de pistolul meu de lipit. O să aplic lipiciul pe caiet și apoi o să lipesc niște pâslă verde pe deasupra. O uniformizez ca să nu rămână cute. Acum o să pun și niște pâslă albă și roșie. Dar n-am terminat încă. O să lipesc bucățele mici de pâslă neagră și o să le aranjez în formă de arc. Arată grozav! E gata! Un pepene roșu e mult mai bun decât un caiet plictisitor! Miroase a burger aici? Ok, elevi, fiți atenți! Notele voastre sunt aici! Groaznic, Alex! Poftim! Ăsta nu e caietul meu? Ce se întâmplă? Șt! E secretul nostru! Stați puțin! Ah, îmi convine! Mulțumesc, e grozav! Ok, elevi! Am camuflat perfect! Țintă găsită! De ce? Mi-am dat silința! Nu-i corect! Hei, planta aia vorbește cu mine? Aici! Eu? Vino aici! Ok! Ia un loc! Scuze, planta asta mă atacă! Care-i problema? Am luat un 4! Dar te pot ajuta eu! Ia uite! Wow! Un 10? Nu e gratis! Corect! Wow! Mersi, străină dubioasă! Dar cum ai făcut-o? Probabil că n-ar trebui să-ți spun, dar ca să iei 10 la test ai nevoie doar de un creion mare! Folosește un bisturiu ca să tai guma de șters și să sculptezi un 10! Înmoaie guma în vopsea roșie, apoi ștamplilează foaia cu testul! Vezi? E simplu!
Wow, trebuie să țin minte chestia asta. Mulțumesc! Ah, sunt prietenele mele. Fetelor, ia uitați! Puteți să luați un 10. Dă-te din calea mea. Afacerea e înfloritoare. Ia un loc. Poftim. Merită pe deplin, mulțumesc. Dăm banii. Hei, wow. Nu e gratis. Mersi. Vai, ce foame mie. Ia să-mi scot la înaintare gustarea secretă. E gol. Înseamnă că am mâncat-o deja. Am doar ambalaje goale. La naiba, ce mă fac? Evident, safe-ul pentru dulciuri. Acolo ține prova toate dulciurile confiscate de la elevi. A luat și de la mine niște gustări delicioase. Nu! Dacă aș deschide safe-ul, le-aș putea recupera pe toate. Ia să vedem, e timpul să fac în Ocean's Eleven. Ok, acum cum îl deschid? La naiba, nu știu codul. Ce ușor pare în filme. Nu vine să cred. A notat parola pe fundul safe-ului. Asta dacă pot să fac corect adunarea. Oh, de ce nu mă pricep deloc la matematică? Nu cred că merg adunate pe degete. Stai, îmi pot folosi telefonul. Dar am uitat să-l încarc. Kate, ce faci acolo? Oh, credeam că ești profa. Hai să mă ajuți. Ah, safe-ul cu dulciuri. M-am prins, e ușor. Ok, fii atentă. Mai întâi copiez adunarea. Trasez o linie aici, apoi scriu plus și prima cifră, 6. Fac la fel și cu al doilea număr. Acum rezolv prima parte, 650. Apoi rezolv partea a doua. Rezultatul e 240. Numerele rotunde sunt mult mai ușor de adunat. Totalul e 890. Acum adun mai sus, 6 plus 2. Și apoi scad 8 din 890 și obțin 882, răspunsul final. Ăsta e? Ăsta-i codul safe-ului. Ce tare! Te pricep la matematică? Hai să ne recuperăm dulciurile! A funcționat! E plin de dulciuri! Ce faceți acolo? Oh, nu! S-a întors! Era foarte foame. Hei, ce e ăla? Oh, e un fluturaș pentru spectacolul de diseară. Clar mergem. Opa, stai așa. Nu trece nimic de mâncare de zona asta. Puteți să ronțăiți după spectacol. Stai! Nu am nimic. Mai vedem noi. Te-am prins. Nu vreau să am și eu probleme. Haide, pleacă de aici. Cred că pot să ne scocesc ceva. O să fie epică faza. Mai întâi trebuie să-mi scot mâinile din mâneci. Acoperă-ți ghiozdanul cu hanoracul așa. Și ești gata! Obrajii durdulii sunt cireașa de pe tort. Uită-te la mine! E planul ideal! Stai pe loc! Ok! Fraiero! Ce-ai mâncat, Gabi? E doar ghiozdanul meu. Vrei ceva de ronțăit? Hei! Dă-ne și nouă gustări! Veștile bune circulă repede. Acum începe spectacolul. Bagă mare! Thank you.
Aproape că a expirat timpul, copii! Trebuie răspunsul la întrebarea asta. Și apoi, poate că și la asta. Și gata! Cum de-i așa de isteață? Mi s-a făcut foame de la atâta concentrare. O să ronțăi ceva rapid. Vrei și tu? No. Cum vrei tu? Ha? Urăsc locul ăsta! Gabi! Avem spectatori! O să iau eu chestiile astea? Nu! Sunt ale mele! E greu de privit! Niciodată nu sunt lăsată să mănânc liniștită! Gabi! Știi regulile? Dar nu pot să mă abțin dacă mi-e foame la ore! Respectă regulile! Of! Cât de nedrept! Chipsurile astea sunt cele mai bune! Ce credeți că faceți voi doi? Cum de ne prinde mereu? Îmi e dor de gustările mele! E și cam fioros! Îmi pare rău, Gabi! Nu accept înfrângerea asta! Umatică! Mi-a venit o idee! Ia o pungă de asta de plastic! Și umple-o cu gustările tale preferate! Chiar îmi plac panglicile astea din jeleu! O să le bag înăuntru și sigilez punga! Apoi, e timpul să o pun în dosar! Găurește plasticul cu inelele din metal! Dosarele sunt perfecte pentru asta! Și gata! Uite! O să stea plate, ca și cum ar fi niște foi! Se uită profesorul? Acum e șansa mea! Furișarea mâncării a devenit mult mai ușoară! Dă-mi și mie! De la ce pagină vrei? Toate arată bine! O să iau o panglică, te rog! Delicioasă! Copii? Nu se întâmplă nimic aici! Nu văd nimic! De data asta! Fiu! A fost cât pe ce! Zare de artă! Cumpărați niște desene noi! Doar azi! Aoleu! Nu, mersi! Nu! O altă respingere! Un străin, ajutor, mă atacă! Calmează-te! Ce se întâmplă? Nimeni nu vrea să-mi cumpere lucrările! Bunicule, ce faci în tomberonul ăla? Ce plănuiești să faci cu gunoiul ăla? Tot n-ai încredere în mine? Bine atunci, trebuie să privești! O să pun capacul ăsta pe foaie și acum o să încep să pulverizez cu vopsea foaia. Vreau să acopăr totul. Să nu-ți fie teamă să dai și pe capac. Și acum o să adaug niște vopsea albă jos aici în colț. Vreau să umplu tot spațiul. Și acum este timpul pentru punga de plastic. O să tamponez zona albă cu punga asta. O să miște nițel vopseaua. Așa. Și acum o să stropesc planșa cu mai multă vopsea albă. E timpul să dau la o parte capacul. Așa, e gata! Tadam! Wow, bunicule! E incredibil de frumos! Nu pot să cred cât de ușor ți-a fost să faci tabloul ăsta! Poftim, poți să-l iei tu! Vreau eu tabloul ăla! Ia-mi toți banii! Bravo, Chris! Al meu cum e? Îți dai seama care e desenat? Nu ăsta! De astea două putem scăpa! Hai să-l eliminăm și pe cel verde! Și nu e nici cel mov! Te-am păcălit! Am avut mereu markerul fals în fața ochilor! Wow! Ce idee bună, Luna! Mi-a venit o idee! Domnișoară, ia uitați-vă! Iarăși! Unde suntem?
Hai să organizăm o provocare de desen! Serios? Nu suntem în clasă? Dar ar fi distractiv, cred. Hai să învârtim roata! Vreau să o învârt eu! Eu sunt invitată aici! A fost ideea mea! Dă-i drumul ca să nu mă supăr! Oprește-te! O să rupi! Ia uite! Se pare că vom desena un trandafir! El cine e? Domnișoarelor, am un trandafir frumos pentru două flori frumoase! Ce jenant! Vreau să mă minunez de frumusețea ta! Arr, îmi place mult! Să înceapă provocarea! În sfârșit! Vai de mine, revinoți! O să-mi fie foarte greu să mă concentrez! Simt că mă uit la o operă de artă! Mi se spune mereu asta! Ce mustață superbă! Serios? Hei, yuhu! Ai uitat că e un concurs? Da, ai dreptate! Nu prea arată trandafir! Sau poate... Știu ce să fac! O să desenez câteva triunghiuri în inimioara asta! Par a fi petale! Acum o să desenez restul trandafirului! Arată bine! Acum o să fac frunzele! Și să nu uit de codiță! Am terminat! A ieșit chiar bine! Drăguț, ăsta e al meu! E minimalist! Ce părere ai? Îți place ce vezi? Frumos! Ai câștigat! Da, eram sigură! Ce premiu primesc? Pe tine? O să-l prețuiesc mereu! Miroase extraordinar! Evident că te-ai ales pe tine! Ești geloasă, recunoaște! E rândul meu să învârt roata! Stai, cum? Ok, bine! Învârte cum trebuie! Un câine? N-ar trebui să fie prea greu! Crezi că mă simt intimidată? Nu-i greu deloc! Ok, un câine! Cu ce să încep? Bine că iubesc animalele! O să încep prin a desena un cerc! Și acum? Ce urmează? Ce faci acolo? Așa arată un câine? Știu! O să desenez câteva cerculețe. Cred că astea ajung. Acum o să desenez niște semicercuri. O să-i fac nasul și ochii. O să desenez și restul detaliilor. Și are nevoie și de coadă. Gata, un cățeluș simpatic foc. E ham minunat! Te-ai prins? Cum ai făcut asta? Nu e rău deloc. Tu ce-ai desenat? Păi, nu uita că arta e subiectivă. Dacă ți îngustez ochii, parcă arată câine. Oh, nu e bine deloc. Hai să vedem cine a câștigat. Wow, ia uite! Ce fericită sunt! Oare am câștigat un câine? Mi-aș dori un cățel pufos. Ce-i ăsta? Asta-i tot? E drăguț, dar aș prefera unul adevărat. Dă-mi-l mie! Ia-l! Ai o idee cool pentru o creație artistică, dar nu știi cum să o pui în practică? Nu-ți face griji! Avem niște trucuri utile care să te ajute să transformi ideile banale în capodopere! Acum hai să-i dăm frâu liber imaginației! Iubițelul meu mă inspiră. Sper să aprecieze asta. Încercarea martenare. Ce mai faci, David? Super! Ce mi-a scris? Da, simt ceva în legătură cu asta. Inima, stai potolită. Să vedem. Cărțile mele? Scuze, stai să te ajut cu astea. Ce fină e! Wow! Cărțile mele? Da! Deci? Da, mulțumesc! Cred că m-am îndrăgostit! Stai, o ultimă privire! Da, tipul ăsta chiar e deosebit!
Asta o să-i spun! E perfect să-i amintești persoanei dragi de momentul în care v-ați văzut prima dată. Partea dificilă s-a încheiat. Super! Wow! Îmi amintesc! Ce dulce e! Te iubesc, puiule! Haide, vino aici! Bun, suntem gata să o facem? E timpul să stoarcem pasta de dinți în suc! Hai să vedem ce face! Nu se poate! E uimitor! Să vedem! Aia e perspectiva corectă, cred! Salut, bunicule! Cum ți se pare pictura mea? Bravo! Ai folosit bine culorile! Oh, ia uite ce culori! O să am nevoie de ele! N-ai nevoie de pensule? Ce faci acolo? Și am terminat cu pictura! Ce zici? E ok, cred! N-am terminat! O să iau planșa asta de plastic și o să o trag în jos! Oh, ia uite-o cum merge! Uită-te acum și spune-mi ce părere ai! Vai de mine! Wow, e grozavă, bunicule! Îmi place la nebunie! Ok, scociul meu e pregătit! Capătul ăsta poate să vină aici! E timpul să-mi încep desenul! Uf, e mai greu decât credeam! Îmi trebuie culoarea asta acum, cred! Cu grijă să nu stric linia asta! Este îngrozitor! Hei, stai! Bunicul are scociul ăla acolo! Zac, o să împrumut chestia asta, bunicule! Bun, mi-am luat o bucată de scoci! Acum o să pun cariocile! Și acum o să îndoi scociul peste ele ca să stea locului! Da, o să meargă și o să fie grozav! E timpul să fac un curcubeu mai reușit! Da, a mers! Sunt un geniu! Wow, bravo! Dar ce-ar fi dacă am putea să facem asta cu și mai multe carioci? Ha, atât de multe! Ce fel de curcubeu am putea face? Ești sigur că o să fie o treabă sigură? Nu există siguranță în artă, băiatul meu! Așa, să vedem ce avem! Cine spune că un curcubeu trebuie să fie doar în formă de arc? O să o iau pe aici, iar apoi o să trec acolo sus! Și acum o să ajung în zona asta foii! Iar apoi o să mă întorc de unde am început! Wow! Gata! Privește proiectul finalizat! Seamănă cu o pasăre! Wow! Aproape am terminat! Hei! Nu până nu e gata, bine? Acum nu te mișca! Ochii tăi nu sunt simetrici! Nu, clar nu sunt! Gata! Tu ești, frate! Nu seamănă deloc cu mine! Doar încerci să mă faci să mă simt prost! Hai, dă-mi-l! Fie! Ce vei face? E timpul să-ți plătesc cu aceeași monedă! Ține-te bine! Ai un cap mare, ochi bulbucați, dinți strâmbi... Oh, da! Ta-da! Glumești? Nu sunt așa de urât! Dă-i drumul! Ha! Uh-oh. S-o fac? Haide! Carioci? Wow! Deschide-o, deschide-o! Wow! Chestia asta e profesională! Nu, am o idee mult mai bună! Hei, uite! Cine i-a dat drumul iepurașului aici? Vai, cum faci asta? Ai grijă cu lupul, micuțule! Oh! Și acum cel mai bun număr al nostru! E grozav! Chiar ești talentat! Yuhu! Hei, stai! Vorbesc doar cu mâinile mele! Dar stai! Am o idee și mai bună! Acum că mi s-au obișnuit ochii, pot să-mi pun umbra de pe perete pe foaie! Trebuie doar să completez zonele lipsă!
Recunoști deja ce e? E prietenul cel mai bun al omului, desigur! Acum, tot ce lipsește acestui cățeluș e doar un strop de culoare! Vai, e cea mai tare lucrare a mea! Nu te vei opri niciodată, nu? S-a luat lumina? Ia uite! Inspirat de marioneta din degete! Genial! De ce nu m-am gândit la asta? O să-l ador pe ăsta! Drăguț, nu? E iepurașul! Ok! L-a inspirat și pe ăsta! Doar câteva degete în plus! De ce nu-l iei tu pe ăsta? Mersi! Of, nu iar! Măcar am gustări! Drăguț! Salutare, micii mei creativi! Încă un 4, Alex? Ce te-am învățat? Ce-i cu toată ostilitatea asta? Asta e! Trebuie să rezolvăm problema! Ce-i asta? Ha? Cine-i tipul ăla? Nu știu, dar îmi place pălăria lui! În sfârșit v-am captat atenția! A sosit timpul pentru o provocare artistică! Oh, îmi place să desenez! Păcat că trebuie să te dezamăgesc mereu! O să fie atât de ușor! Oh, da? Să te văd! Uitați primul model, Pikachu! Începeți! Pot să fac asta? Ce mai așteptăm? Oh, da! O să arate bine! Chiar am reușit să surprind esența lui Pikachu! Sunt atât de talentat! Delirezi! O spun în cel mai drăguț mod, dar e nașpa! Ce știi tu? Totuși, tu porți papioane! Știu ce am de făcut! Voi plasa un șablon peste imaginea lui Pikachu, apoi voi picta peste ea! Nu-i rău pentru un tip care poartă papioane, nu? Cred că suntem pe cale să aflăm! Stai! Ce? Gata, e timpul să jurizez! Există un singur câștigător! Câștigătorul e profesorul! Bravo! Am ceva pentru voi! Cred că o să vă placă! Ce-i chestia asta? Ha, arăți caragios! Eu m-aș uita în oglinda, bice! Ce? Aaaa! V-am păcălit! Acum să continuăm provocarea! Sunteți gata? Ha? Deci, creioanele colorate nu se mănâncă? Hei, uitați-vă la ecran! Aceasta e următoarea provocare! Și ce-ar trebui să facem? Sunt vaci! Mi s-a părut ceva amuzant! Tipul ăla e ciudat! Încep să cred că nu e cu adevărat artist! Desenați bovina asta frumoasă! O cheamă Daisy! Oh, Daisy e adorabilă! Acum începeți! Nu, eu sunt șeful în această clasă! Stați! Amuzant! Am înțeles gluma aia! Sunt înconjurat de idioți! O să-ți arăt un mic truc! Am scris niște numere, apoi le voi transforma într-o vacă! Trebuie doar să le conectez! Aceasta va fi fața! Chiar începe să prindă contur! Îi voi face o față zâmbitoare! Acum e timpul pentru corp! Iar doiul ăsta va fi vârful cozii! Impresionant, nu? Acum pot adăuga puțină culoare! E perfectă! Arată exact ca Daisy! Stai să văd! Cum să bat așa ceva? Trebuie să găsesc o soluție! Oh, știu! Pot folosi rola asta de bandă adezivă! O pun pe hârtie și desenez cercuri cu ea! Asta va fi baza pentru capul vacii mele! Acum pot adăuga detaliile! Acestea sunt urechile, urmează ochii! Aș putea să mă pierd în ei! Mă rog, acum voi desena nasul și gura! O să fie o vacă fericită! Simt că o să fie bine! Va fi una dintre lucrările mele cele mai bune! E timpul să desenăm corpul! Până acum totul e ok! La final voi desena coada! Acum voi trasa iar conturul! Vreau să iasă în evidență! O să se vadă diferența! Trebuie doar să urmez conturul! Vreau să desenez cea mai colorată vacă din lume! Sper că i-am făcut dreptate lui Daisy! Am vrut să-i arăt latura jucăușă! Și a expirat timpul! Arătați-mi desenele! Sper să-ți placă! Cu siguranță e o vacă! Așa că te felicit pentru asta! Wow! Alex, e altceva! E o decizie dificilă! Mă întorc imediat! Hei! Nu poți face asta! Am nevoie de ajutor! Care-ți place, Daisy? Înțeleg! Serios? Oh, interesant! Îmi place cum gândești! Ați câștigat amândoi! Wow! Mi se pare corect! Salvează-mă! Muuu!
Ce să facem acum? Să mă gândesc. Wow, m-a lovit inspirația! Știu ce puteți desena, o să fie super! Ce? Spune-ne! Nu ne ține în suspans! E o bilă pufoasă și drăguță! E această pisicuță! Oh, ce față frumoasă! O să fie greu! Deci, începeți! Timpul trece! Ok, să vedem! Stai! De unde a apărut asta? Vezi și tu? E un indiciu! Stai puțin! Bani! Sunt bogat! E ziua mea norocoasă! A, păi e corect! Eu am doar un cuvânt stupid! Ei, nu eu fac regulile! Bani, bani, bani! Eh, n-are rost să mă plâng! Trebuie să mă descurc cu ce am! Știu cum să transform chestia asta în ceva special! Literele vor fi baza desenului meu! Trebuie doar să fiu creativ! Să nu-i de coadă! O să-i fac câteva dungi! Vreau să arate bine! Seamănă cu un tigru! Concentrează-te, Alex! Astea sunt ultimele dungi! Și gata! Wow! A ieșit mai bine decât credeam! Cum a făcut asta? Psst! Domnule artist! Psst! Aici! A? Vorbești cu mine? Am nevoie de ajutorul tău! Zac, zac! O să merite! Ce spui? Stai 5 minute! Devin irascibil dacă nu mănânc! Oh, am înțeles! Vrei bani în avans, nu? Știi cum să negociezi! Nu renunți, nu-i așa? Vrei să mă angajezi pentru talentul meu, ha? Te rog! Sunt sigur că nu vei fi dezamăgit! Dă-te! Mi-ai dat 500, nu? O să notez asta! Poftim! Ce e asta? Nu ai spus ce vrei să desenezi? Sunt extrem de dezamăgit de tine! Ce ar trebui să fac acum? De-aia nu-mi plac artiștii! Sunt vicleni! Stai! Știu! E simplu! Pot să transform asta într-o pisică! Îl învăț eu minte! Eu sunt adevăratul artist de aici! O să iasă grozav! Ar trebui să fie expus într-o galerie! E cam simplu desenul! Voi adăuga culoare acum! Asta e culoarea perfectă! Cine ar fi crezut că totul a început cu un număr? Uneori mă uimesc singur! Acum mă ocup de coadă! În sfârșit colorez labele, îi fac o burtă gri și niște dungi frumoase cu roșu aprins. Nu vreau să stric acum desenul! Am terminat! Gata, opriți-vă! Arătați-mi pisicuțele! Ia uite! Vai, ești plin de surprize! Ambele sunt reușite! Alex a optat pentru o abordare monocromă, iar profesorul... Wow, bravo! Nu știu cine a câștigat această rundă! A, serios? Dă mie punctul! Glumești? Eu trebuie să câștig, iar câștigătorul este modelul! Ce? Eh, uite-te la pisica aia! Da, cred că ai dreptate! Ahem, aici? Nu-i așa că arăt bine? Ce? Ce se întâmplă acum? Ha, uite-te la părul ăla! Este ridicol! Habar n-aveți, nu-i așa? Despre ce? Ta-dam! Eram eu artistul! E un maestru al deghizării? Și asta e baza următoarei provocări! Vreau să-mi faceți un nou look! Ce? Sunt confuz! Da, avem nevoie de mai multe informații aici! Creați niște coafiuri pentru desenele voastre! Ceva să ne pună pe jar! Începeți să desenați! Pe curând! Nu-ți face griji, mă pricep! Pare încrezător! Eu nu știu ce să fac! Eh, e un început! Pe cine păcălesc? Arată îngrozitor! Poate dacă îi fac puțin păr aici? Acum arată și mai rău! Nu are rost! Hei, nu copia! Voiam doar să mă inspir! Peruca! Asta e soluția! Este exact ce căutam! Pot să-i trasez conturul! Ce? Am crezut că va fi ușor! Nimic nu funcționează! Îmi place! Nu face ochii ăia de cățeluș? Ce s-a întâmplat? Poți să mă ajuți? Te rog! Dar vreau să câștig! Bine, o să văd ce pot face! Mai întâi trebuie să tragi o linie în centru, apoi se unesc părțile laterale. Desenezi un arc lung ca o buclă, apoi trasezi niște linii ondulate. Astea sunt codițele. Acum putem adăuga niște umbre, o să-i confere textură. Trebuie să desenezi de-a lungul marginilor. Așa! Fă asta și pe partea opusă și vei obține un păr frumos. Stop! Proba s-a terminat! Ai reușit! Eroul meu! Oh, timpul a expirat! Cred că o să-ți placă astea. Da, e ceva unic. Nu are factorul wow. E rândul meu!
Psst, mersi pentru ajutor! Wow! Alex e câștigătorul! Ești un adevărat artist! Wow! Serios? Lasă-și savureze victoria! Wow! E cea mai frumoasă zi din viața mea! Este un copil bun! M-am plictisit! Glumești! E timpul pentru gustări! Hai să facem lucrurile mai interesante! Hop, așa! Bine! Am prins-o! Știu, e impresionant! Crezi că poți să bați treaba asta? Te rog, aș putea să fac asta cu ochii închiși! Ia uite, o să te dau pe spate! Ochiul meu! Ce spuneai? Mai exersează, o să reușești până la urmă! Ehem, vreau să pictați un curcubeu și să fie frumos! Ador curcubeele! Mie nu-mi plac culorile! Cine râde acum? Abia aștept să încep! Curcubeile au ceva magic! Ce faci? Ce tocilarie! Annie, ce mai aștepți? Treci la treabă! Dacă trebuie, dar mie îmi place doar negrul! Hai să terminăm mai repede! Dacă vreți un curcubeu, o să vă dau un curcubeu! O să fie cel mai tare curcubeu din lume! Am terminat! Am vrut să surprind frumusețea lui! Vă place? Avem un adevărat Van Gogh în clasă! Cum merge treaba, Annie? Ta-da! E ok, puteți să nu mai aplaudați! Ai mai văzut un curcubeu, nu? Oh, ora asta e o prostie! Părerea mea despre curcubeul dumneavoastră! Stai așa! Dă-mi cariucile alea! O să le aranjez în formă de curcubeu! Acum îmi trebuie pistolul de lipit! O să lipesc cariocile între ele! Aștept să se întărească lipiciul! Acum e timpul să desenez! O să frec cariocile pe foaie! O să creez un arc cu ele! Wow, arată bine! Culorile se contopesc! Ce metodă simplă de a desena! Ok, gata! Dar n-am terminat încă! Cu o carioca neagră am desenat un curcubeu pe o folie de plastic! Nu e curcubeu? E curcubeu! Șmecher, nu? Acum îl vedeți? Acum nu-l vedeți! A reapărut! Ce vrajă e asta? Wow! Incredibil! Mi-am terminat treaba! Stai puțin! Ai un tricou multicolor pe tine? Nu-ți plăcea doar negrul? Ce? Nu! N-ai văzut asta? Să ne supli un cuvânt! Buzele mele sunt pecetluite! Oare ce urmează? Stai puțin! Învârt eu roata! Oare unde se va opri? Oh, o păsărică! Ce adorabil! Hai să începem! Da, da! Nu mă pricep foarte bine la pictură, dar o să fac o încercare! Trebuie să-ți imaginezi că ești în natură! Ăsta e secretul! Culoarea asta roșie e perfectă! Oh, nu! Ce dezastru! Acum arată și mai rău! Ah, uite ce am pe mână! Nu pot face decât un singur lucru! Sabotaj! Nu! Uite ce ai făcut! Dacă n-ai fi luat foaia, uite cum arată pictura mea! Și e vina mea? Nu! Stai puțin! Actul ăsta de vandalism mi-a dat o idee! Ar putea funcționa! O să adaug niște negru aici și o să-i desenez un cioc! Apoi niște picioare! Începe să semene cu o pasăre! Gata! Am făcut o păsărică simpatică! Cu puțin ajutor din partea ta! Ai trișat! Dar îmi place! Al meu nu arată la fel de bine! Ia să vedem! Dacă insiști... Cred că e clar cine e câștigătoarea! Super! Oh, ce faci, păsărico? Mă simt ca o prințesă din desene animate! Wow! Oh, pot să le ating și eu? Nu, pleacă de aici! Sunt păsările mele! Ce grozavă te crezi! Abia aștept ora de desen! Ok, elevi, astăzi vreau să desenați o pisică! Uitați ce față simpatică are! Începeți! Oh, ce greu e! I-am făcut și coada! Wow, ce rău arată! Gata, am grăbit puțin, deci n-a ieșit foarte bine! Poftim? Incredibil! Ce zi îngrozitoare! Dă-mi alea! Ah, meriți orice! Am o idee! S-ar putea să funcționeze! Dacă înfășor elasticul în jurul pixurilor și fac același lucru la capătul opus, pot desena copiind pisica din caietul meu! Funcționează! Atâta timp cât urmăresc liniile, obțin o copie perfectă! Wow, ce bine arată! Un desen perfect!
Sunt impresionată, Cheryl! Mersi, sunt talentată la desen! Nota 9? Luna e minunat, ca de obicei! 10 plus, ține-o tot așa! Mersi! Oh, nu, printează în continuare! Oprește-te! Poftim? N-ai ce vedea aici? Urăsc ora de desen! Eu vreau să ridic cloșul! Nici gând! Nu-mi vine să cred! Uite! Poftim? Nu văd nimic! Ha? Chiar m-ai crezut? E cel mai vechi truc din lume! Ha? Unde a dispărut? Dacă n-ai fost atent, ai rămas fără ele! Oh, vopsea! O să fie distractiv! Oh, serios? S-au evaporat! Ce ciudat! Chris! Mi-ai furat vopselele! Evident! A intrat în bucluc! Terminați! Care-i problema unicornului? Asta e următoarea voastră probă! Iu, ce greu e! Desenați pepenele roșu! Nu pot să fac mare lucru cu astea! Dă-mi vopseaua! N-ai rostit cuvintele magice! Sunt, te rog! E timpul să-mi creez capodopera! Îți folosești degetul? Arta vine din suflet, nu din pensulă! Da, da, mă rog! Simt că n-o să iasă bine! Oare cum arată pictura lui Chris? Ce face? Poate că a mea n-o să iasă așa de nasol până la urmă? Nu mă băga în seamă! Cum îndrăznești? Hei! Calmează-te! Am luat doar o cantitate mică! O să mișc pensula peste puncte! Și o să creez un semicerc! Cele două culori arată ca o felie de pepene! Și acum restul! Mi s-a făcut foame! Gata! Șt! Mă faci să-mi pierd cheful! Hei, a expirat timpul? Ce zici? Aia e o barcă? Luna câștigă provocarea cu pepenele roșu! Wow, două la rând! Oh, ce gustare delicioasă! Chiar arată bine! Vrei și tu? Da, te rog! Pepenele-i cel mai bun! Huh? Doar atât primesc? O să o prețuiesc mult! Of, foile astea sunt încurcate rău! Nu o să fie distractiv! Uf, auci, auci, au! Totul e și mai rău acum! Gata, trebuie să rezolv problema asta! Vino aici, capsatorule! Ha? De ce nu merge? Nu mai are capse! Normal! Hei, stai puțin! Cred că am o idee despre ce aș putea să fac! Ok, foile sunt toate organizate frumos! Și acum cutterul meu! O să fac două tăieturi aici și aici! Și o să îndoi aici și o să bag colțurile în cealaltă deschizătură! Așa, sunt capsate fără capse! Ah, în sfârșit foile sunt organizate! Nici nu o să se mai prăștie! Am plecat la oră! Pregătirea pentru proiectul tău artistic e parte din proces. Un proces care face mizerie. În fine, e timpul să transformăm ideea asta în artă. Prima tușă e mereu cea mai bună. Punem un pic de albastru aici. Chiar începe să prindă contur. Sau nu? E groaznică! Nu! Ce bine că mai am multe foi! Ah, super! Asta e mai nasoală decât prima! Uf. Haide, concentrează-te! Faci mișto de mine! De ce nu pot să pictez o floare stupidă? Bun, calmează-te! Inspira adânc! Hai că pot! Sunt perfect capabil! E timpul să fac! Ușurel, ușurel... Aciu! Ha? Ce ghinion! Dar stai puțin, ce formă interesantă! Pot să o folosesc! Manevrându-ți pensula în moduri diferite, poți crea modele unice! Iar în cazul meu, petale! După ce ai făcut formele astea, pune niște verde pentru frunze și tulpini! Vezi cum totul începe să prindă contur?
Dacă folosești atent pensula, obții multe! Poți să le și unești pe astea două! Spațiul se umple frumos! Știam eu că pot să o fac! Wow! Ai pictat singur chestiile astea? Ia tu pictura asta, Annie! Eu mai trebuie să creez și alte chestii! Și de data asta o să am o abordare cu totul diferită! Dar nu-ți face griji, tema rămâne aceeași! Vezi cum liniile astea însuflețesc frunzele? Nu ai de ce să te grăbești! Poți să faci niște iarbă, vezi? Dar următoarea parte devine un pic mai complicată. Poți să folosești niște vopsele dense ca să creezi texturi noi și distractive. Un balon! Cât de plăcut a fost faza asta! Acum folosește-l pe post de ștampilă și o să obții florile astea haioase și unice! Nu uita de asta! Super, nu-i așa? Grozav! Ce zici? David, cum te-ai creat așa ceva? Ingredientul meu secret! Prea mulți copaci în pădurea asta! Cât e ceasul? Vai, să vedem! E toată lumea pregătită să începem ora? Se pare că nu! Bun, e timpul să începem! Am niște compasuri aici pe care trebuie să le folosiți! Vreau să desenați un cerc care să arate ca cele de pe tablă! Bun, veniți aici și luați unul! Treceți la treabă! Hai, frate, nu pot să cred că trebuie să muncim în clasă acum! Luați toți unul și faceți ce v-am zis! Hei, stați! Pentru mine n-a mai rămas niciunul! Ce naiba? S-a culcat la loc? Păi și eu ce fac acum? E groaznic! Ce soluție am? Cum o să desenez un cerc acum? Singurul instrument pe care îl pot folosi e regla asta! Nu pricep! Cum funcționează asta? Prostia asta nu merge deloc! Nu pot să desenez un cerc cu așa ceva! Ce naiba? Jake are un compas și habar n-are ce face? Cât de frustrant! E prea greu de folosit obiectul ăsta! Uf, îl urăsc! Wow, și ea se chinuie! Hei, știu ce să fac! O să-l deschid și gata, am rezolvat problema! Sau poate că o să reușesc ceva cu rigla asta? Poate merge să trasesc cu ea! Ah, nu, nu a mers deloc! Poate pot să o fac fără riglă? Nu merge! Hai de riglă, am nevoie de ajutorul tău! Cred că știu ce să fac! O să marchez fiecare 2 cm de pe rigla asta! Până la capăt! Grozav! Acum vreau să fac o găurică prin toate punctele alea! Perfect! Suntem gata să testăm chestia asta! O să așez rigla și apoi o să pun un creion în gaura din mijloc și e timpul să rotesc! O să sar peste mâna mea și o să termin desenul! Gata! A mers! Oh, doamne! Chiar ai desenat un cerc perfect! Stați! Mi-ați adus un compas acum? Nu mă mir! Știu răspunsul ăsta! Norocosule, eu nu știu nimic! Nu pot vedea răspunsurile lui Matthew? Ce ușor e! O să pic testul ăsta? Nu trebuie să mă vadă nimeni! Hei! Serios? Psst! Glumești? Scuze, mai speria nițel! Ce faci aici? Nu am învățat nimic și o să iau nota 4! Nu e bine! Poate te pot ajuta cumva? Ia să văd! Tocilarul pare să știe răspunsurile! Stai așa! E deștept! Trebuie să mă uit mai bine la foaia aia! Voi folosi unul dintre gadgeturile mele de top! Am ăștia de la bunica! Wow! Ce se întâmplă? Ce ciudat e! Wow! Bunica e aproape oarbă! Ok, n-a mers! Dar am un binoclu! Tot nu văd nimic! Dar nu mă las pe gubașă! Poate merge așa! Stai puțin! Asta e pentru mai târziu! Ups! Hei, m-am întors! Se pricepe! N-am aflat răspunsurile! De ce nu mă surprinde? Oh, perfect! Stai, aș putea folosi asta! Mă descurc! Ai răbdare! Ce test grozav! Te pot ajuta cu ceva? Mă asigur că testul ăsta îndeplinește toate regulile școlii! Am înțeles! Mersi! Nu durează mult! E totul în regulă? Da!
Ce ciudat! Mă rog. Hei, ăsta e pentru tine. Îmi retrag cuvintele? Ești un spion extraordinar. Știu. Wow, o să trec testul. Uită-te la el. E atât de drăguț. Iau eu asta. Hei, dă-mi-o înapoi. Niciodată. E a mea. Dă-mi-o. Uite ce ai făcut. Distrugi totul. Îmi pare rău. Vorbesc serios. Poate pot să remediez situația. Am nevoie de caietul ăsta totuși. Hei, Jennifer. Ia uite. Pot să transform exercițiile astea în ceva simpatic. O să încep prin a scrie răspunsurile. E simplu. Gata. Asta e tot? Nu. What? O să modific nițel răspunsurile astea. O să le transform din numere în litere. Și o să scriu un mesaj de dragoste. Acum e gata. Ce zici? Te iubesc. Îmi pare rău. A fost o farsă stupidă. Cele mai bune prietene? Normal. Testul ăsta e atât de plictisitor. Mie-mi place. Ești o tocilară. Poate o să mă distrez, nițel. Hei, nu te mai purta ca un copil. Îmi place întrebarea asta. Trebuie să o șterg de aici. Stai puțin. Hei. Ce mai e acum? Ia uite. O să-mi frec pixul ăsta de mânecă și apoi o să-l rotesc, nițel. Recunoaște că ești impresionată. Wow, ești o vrăjitoare. Stai să încerc și eu. Nu cred că e corect. Un magician nu-și dezvăluie niciodată secretele. Poate că am nevoie de mai multă fricțiune. Așa. Nu reușesc. Știu, pot să-mi folosesc creierul ca să-mi dau seama cum se face. Uitam de gravitație. Și rotația pământului înseamnă... Știu. Hai să încercăm iar. Nu e magie. Mă rog. Elevi, nu vorbiți! Scuze! Te-a prins! Ups! Sunt cu ochii pe tine, Sofia! Lucrezi, vedeți? Ăsta e ultimul tău avertisment! Stai! Sunt sigură că aveam un pix! Se pare că o să pic testul ăsta! Am camuflat perfect! Țintă găsită! De ce? Mi-am dat silința! Nu-i corect! Hei, planta aia vorbește cu mine? Aici! Eu? Vino aici! Ok! Ia un loc! Scuze, planta asta mă atacă! Care-i problema? Am luat un 4! Dar te pot ajuta eu! Ia uite! Wow! Un 10? Nu e gratis! Corect! Wow! Mersi, străină dubioasă! Dar cum ai făcut-o? Probabil că n-ar trebui să-ți spun, dar ca să iei 10 la test ai nevoie doar de un creion mare. Folosește un bisturiu ca să tai guma de șters și să sculptezi un 10. Înmoaie guma în vopsea roșie, apoi ștampilează foaia cu testul. Vezi? E simplu! Wow! Trebuie să țin minte chestia asta! Mulțumesc! Sunt prietenele mele! Fetelor, ia uitați! Puteți să luați un 10! Dă-te din calea mea! Afacerea e înfloritoare! Ia un loc! Poftim! Merită pe deplin! Mulțumesc! Dăm banii! Hei, wow! Nu e gratis! Mersi! Nu-mi vine să cred că am luat 4. Trebuie să-l ascund de mama. Dar știu ce pot face. O să trec cu placa de păr peste notă și dispare, ca prin magie. Ups, vine mama. Trebuie să mă mișc rapid. Cred că merit un 10 plus. Ce se întâmplă aici? Gina, ai ajuns acasă deja? Hei mama, am aflat nota la test. Stai puțin, ia să văd. Oh, nu, o să mă prindă.
Sunt mândră de tine, scumpa mea! Mi-ai moștenit deșteptăciunea! Ai dreptate, mama! Și de la tata am moștenit și retenia! Iu, am reușit! Credeam că o să întârzi! Ok! Unde mi-e caietul? Aș vrea să mă pot așeza în altă bancă! Ah, uite-l! Ce-i ăla? Nu, mi-a alunecat creionul! Super! Și acum nu mai am radieră! Bună, ce faci? Ai cumva o radieră? Sigur, stai puțin! Sigur am una pe aici pe undeva! Unde-o fi? Ce te gunoaie? Regret că i-am cerut-o! Stai puțin, știu că e pe aici! Scuze, n-o găsesc! Ok! Stai, ce-i aia? La ce te referi? Aici era! Mulțumesc! Ce ciudat a fost! Ar trebui să-mi fac ordine rucsac! Stai! Nu mai suport! Cred că te pot ajuta! Am ceva perfect! O să pliez o coală de carton în trei! O să pliez o parte peste celelalte! O să pun lipici pe margine! Apoi o să lipesc și cealaltă parte de ea! O să mă asigur că s-a lipit! O să pun niște lipici în vârf! Acum o să pliez în două! Arată ca un plic! O să-l las deoparte! O să repet procesul cu mai multe foi de culori diferite. Parcă ar fi un curcubeu. O să le învelesc într-o coală de spumă. Apoi o să prind cu bandă Sky. Și o să-i fac o față de unicorn din spumă. Seamănă cu un portofel și e drăguț. Poftim, e pentru tine. Wow, tu ai făcut asta? Ce tare! Wow, ia uite, am loc pentru toate lucrurile. Abia aștept să-l folosesc. E fix ce-mi trebuie. E perfect! Cred că l-am umplut. E foame. Vreau ceva de mâncare. Poate am ceva în rucsac. Așa cred. Nu-i bai. Am ceva pentru tine. În semn de mulțumire. Poftim? Cum l-ai scos de acolo? Hei, nu mă plâng. Sunt preferații mei. Nu curge nimic. Oh, nu! Nu! Lăsați-mă în pace! Poți fugi, dar n-ai scăpare! Nu putem să vorbim despre asta? Vreau să-ți văd notele! Ce insistentă e! Hei, Gina! Nu! Ce-ai făcut? De ce ai făcut asta? Îmi cer scuze, a fost un accident! Hai să te ajut rapid! Nu găsesc capacul! Stai, cred că știu ce să fac. S-ar putea să meargă. Putem folosi păpușa? Bine, capul păpușii. O să-l detașez de corp. Apoi o să-l pun peste sticla cu lipici. Și o să-l învârt ca să stea fix. Hei, îmi place. Acum dăm notele alea. Trebuie să te miști rapid. Wow, o să pus pe sticlă ca să iasă lipiciul. Parcă ar fi muci. Arată cam grețos. Dar e amuzant. A funcționat perfect. O să-l lipesc de test. N-o să-și dea nimeni seama. E rândul meu. Stai de șase, să nu vină profa. Wow, ce tare! Super, Wendy! Am bio 4, salut plus 10. La fix. În sfârșit, te-am ajuns din urmă. Vreau să știu ce notă ați luat la test. Arătați-mi testele. Poftim, fără frică. M-ai surprins! Felicitări, Gina! Și tu, Wendy? Ok, nota mea! Voila! Alt plus 10? Wow, eram convinsă că ai picat! Excelent, fetelor! Stați puțin! Ce-i asta? Nu înțeleg copiii din ziua de azi! Dați-mi o mie! Comportă-te normal! Fiu! Am luat 10 la test! Ura! Nu pot să cred! Sunt atât de entuziasmată! Da, bravo! Frate, aș fi vrut să iau și eu nota aia! Nu te necăji! Uite, pot să-ți rezolv eu problema! Privește! O să pun un pic de lipici pe capătul ăsta și apoi o să-l pun fix pe nota proastă! Și uite, acum pot să dezlipesc nota! Da-da! Adio, notă proastă! Și acum pot să-ți dau una mai bună! Un 10? Da, mersi mult! Ești cea mai tare! Mai bine ne întoarcem la treabă. Da, ai perfectă dreptate.
Școala poate fi plictisitoare, așa că ți-am pregătit trucurile astea grozave ca să ai parte de o zi cât mai bună. Care-i trucul tău școlar preferat? Răspunde-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi. Trebuie să fiu șiret. Tip-til? Hiu? E cineva pe aici? Se pare că nu. Ah, Ava e așa frumoasă și simpatică! E timpul să las chestia asta pentru că trebuie să fiu curajos. O să adore brioșa asta pe care i-am adus-o special. Oh, nu, vine! E chiar acolo! Trebuie să plec de aici rapid. O să mă ascund în colțul ăsta. Ok, e chiar lângă dulăpiorul ei. Își verifică telefonul. Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! E Jake! Bună, Ava! Ți-am adus chestiile astea! Mie? Wow! Par delicioase! O să gust chiar acum căpșuna asta? Ce bună e! Vrei și tu una? Nu! Nu-i corect! Cum de m-am vins? Ok, acum e momentul meu! Cred că o să-i placă mult lalelele astea. Bună, Ava! Hă? Poftim? Ah, bună, te pot ajuta cu ceva? Ah, nu, scuze, nu mai contează. Eh, ok. Trandafirii ăștia miros atât de bine. Ava are nevoie de ceva pe care să scrie. Acum e șansa mea. Poftim, Ava, ia caietul meu. Ia-l și pe-al meu. Știi că adori movul. Ah, clar o să-l aleagă iar pe Jake. Uite, am 3 pentru tine! Wow, caietul tău are ceva distractiv pe el! Ce? Haide, măi! Am luat câteva paiete, mărgele și piese amuzante. Am pus orice culoare am găsit. Și apoi am luat capacul de la cutia asta de chipsuri. I-am pus un strat de lipici pe margine. Și apoi l-am presat pe caiet. Așa, e gata! Un caiet amuzant și strălucitor! Nu pot să cred că l-ai făcut tu singur! Și ți-am luat și lalelele astea! E timpul să ne apucăm de treabă! Poftim? E scandalos! Ea are o servietă cu unicorn! Eh, o să vedem cine e mai tare! Exact! Eu am o paletă plină de culori! Pun pariu că e super invidioasă acum! Culorile mele sunt la fel de bune! Pot să-mi retușez machiajul ochilor oricând am nevoie. Eu am și gheare de Wolverine din creioane colorate cerate. Și crezi că sunt bune? Uite ce ruj nou am eu! Crezi că e de ajuns? Eu am tuburi de vopsea. Ah, nu-l suport! Și desigur pensulele mele. Neinteresante. Pentru că eu am chestia asta. Exact, o rolă întreagă cu pensule de machiaj. Oh, fie! A câștigat cu pensulele ei, să zicem. Stai puțin! N-am terminat încă, pentru că mi-a venit o idee genială. O să încep cu o bucată de pâslă și îmi trebuie o riglă și cretă. O să fac linii punctate fiecare de câte 2,5 cm. Așa, e și dublată și am făcut și un al doilea rând. Și fix acolo mi-am făcut și tăieturile. Acum e gata pentru creioanele și pensulele mele. Pot să intre prin găurile pe care le-am făcut. Acum pot să le rulez pe toate. Bun, acum că am făcut un sul, pot să pun niște lipici cald aici. În continuare am fundit asta cu o gaică elastică. Și am terminat! A ieșit perfect! Ahem, ar trebui să vezi chestia asta. Ce? Naiba? Cum îndrăznește? Ce se întâmplă aici? Ah, un concurs! E timpul să desemnez un câștigător. Pe el! Vai de mine! Da! E tot ce mi-am dorit vreodată! Nu-mi vine să cred! Ah, ce răcoritoare e! Ok, să mă măsor. Bună, Jennifer! Mi-e atât de foame! Te super dacă pornesc televizorul! Ce faci? Știi că ți-i în regim? Ce bine miroase! Stai, pleacă de aici! Bine! Oh, ia uite! Ce ursuleț imens! Mi-a venit o idee! O să fac o gaură în ursuleț, apoi o să-l umplu cu gustările mele. Așa o să fie ascunse. Jennifer nu trebuie să le vadă și eu pot să le mănânc pe toate. Mersi că ai scăpat de dulciuri. Ah, da, sigur, nicio problemă. Mindy, ce e zgomotul ăla? Ce se întâmplă? Doar îmi îmbrățișez ursulețul. Chiar e drăgălaș. A fost cât pe ce?
Școala e grea, de asta ți-am pregătit aceste trucuri ingenioase care îți vor ușura viața. Care-i sfatul tău numărul 1 apropo de școală? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri utile. Și tu urmezi! Ha! Of, eu fac artă, nu matematică. Știi cum se citește asta? Matematică! Știu, logic! Deschide-o pe a ta! Ce? Am primit și eu una! Ascultă, trebuie să le punem împreună! Mă ocup eu! Ăla ești tu? Așteaptă să vezi! Te ascult! Chestia asta e pornită? Doamne, trebuie să fie așa de tare? Ok, fie! Ai înțeles? O să mă descurc singur, cu un pic de magie artistică! Transform unul într-o girafă! Ce drăguță e! Și doiul? O lebădă, desigur! Dar numărul 3 se va transforma într-un fluture frumos! Și 4 e un peștișor! Creativ, nu-i așa? Ăsta e genul de mate pe care îmi place să-l fac! Chiar ești creativ, Kevin! Nu mai e nevoie de mine aici! Vrei să o rezolvi pe-a mea? Munca unui artist nu se termină niciodată! Privește și învață! Salut, căluțule de mare! Vrei să te împrietenești cu un pui de veveriță? E vecinul tău acum! Și pentru 7 ne întoarcem în mare! Și ultimul, dar nu cel din urmă, un ursuleț adorabil! Gata! Chiar mă pricep! Nu crezi că sunt... Cineva era obosit! Trezește-te! Ce? Gata? Evident! Bravo! Ești un campion creativ! Un Picasso al zilelor noastre! Zâmbește! Ok, locul ăsta pare important! Da? Copacii, natura, chestii de genul ăsta! Să înceapă trecerea! Clar! Nu știu... Ce e? Hei, nu te mai uita la tabloul meu! Mă rog, fie! Atunci o să stau aici! Ce aș putea picta? Bingo! E adorabilă! Sper să nu o vadă David! Eu am văzut-o prima! Aha! Să câștige cel mai talentat desenator de păsări! Câteva cercuri scusite fac minuni! Trebuie doar să știi unde să adaugi liniile! Super, nu-i așa? Dar un strop de culoare o să scoată desenul în evidență! Galbenul e o culoare atât de veselă, nu? E perfectă pentru micuța asta voioasă! Poate și niște verde? Ce nuanță liniștitoare! Și adăugăm niște albastru ca să ne clătim privirea! Mereu e cel mai bine să pornești de la margine! Se întregește frumos imaginea, nu-i așa? Aproape am terminat! Doar câteva retușuri! Și așa se face, prieteni! O adevărată capodoperă! Sunteți de acord? Da, sunt mulțumit! Ce-i aia? Avem nevoie de o mână de ajutor! Se pare că o mână e tot ce-mi trebuie! Eh, asta și câteva puncte și linii plasate strategic! Vezi deja fața păsării? Nu-ți face griji, acuși o să prindă contur! Ramurile astea o să ne ajute! Și astea sunt piciorușele ei drăgălașe! Un pic de verdeață? Cred că e liniștitoare! Vezi pasărea acum? Sunt atât de creativă, nu-i așa? Eh, dacă vrei să înveți creația, nu-i rea deloc! Oh! Se pare că ambele sunt grozave! Întrebăm profesorul!
Serios? Sper că e ok. Se pare că a țipit. Hei! Oh, a terminat! Bravo! Acum mai lăsați-mă 5 minute. Bine! Sper să vă comportați frumos în timpul testului și puteți începe! Ok, știu tot! Eu nu știu nimic! Poate că merge să mimez un infart? Nu, e stupid! Chris? Fără vorbit? Ah, scuze, domnișoară! Hei, Madison! Ce e? Îți dau ciocolățica asta pentru un pic de ajutor! Știi că ador dulciurile! Ok! Poftim! Grozav! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Răspunsurile! Asta căutai? Da, aia căutam! Hei, dacă vrei pe asta, dăm răspunsurile! Te-am ajutat deja! Ești așa de enervant! Vine! Serios? Locul lui e în gunoi! Ia-a fost! Ba nu! Ba da! Nu! Ce mincinos! Parcă predau unor legume! Vreau doar să-mi citesc cartea! Hai să încercăm iar! Hei! Ce mai acum? Vezi ciocolățica asta? Dar pe asta? Da, ne-am înțeles! Cum să facem? Aha, știu! Mă descurc eu! Deschide caietul și pune o bandă de scotch pe marginea foii. Repetă treaba asta pe toată pagina. Acum ia un burete și taie-l în bucățele mici. Lipește o bucată de un marker. Acum ai o radieră la îndemână ca să ștergi tot ce scrii. Nu o să știe nimeni. Hei, vrei răspunsurile? Privește! Ce faci? Stai așa, poftim! Grozav, mersi! Nu aș fi dat răspunsul ăla. Ce se întâmplă acolo? Ah, nimic, domnișoară. Vedeți? Probabil că am vedenii. Era cât pe ce? Hei, dă-mi batoanele de ciocolată! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Oare ce urmează? Stai puțin! Învârt eu roata! Oare unde se va opri? Oh, o păsărică! Ce adorabil! Hai să începem! Da! Nu mă pricep foarte bine la pictură, dar o să fac o încercare. Trebuie să-ți imaginezi că ești în natură. Ăsta e secretul. Culoarea asta roșie e perfectă. Oh, nu! Ce dezastru! Acum arată și mai rău. Ah, uite ce am pe mână. Nu pot face decât un singur lucru. Sabotaj! Nu! Uite ce ai făcut! Dacă n-ai fi luat foaia, uite cum arată pictura mea! Și e vina mea? Nu. Stai puțin! Actul ăsta de vandalism mi-a dat o idee! Ar putea funcționa! O să adaug niște negru aici și o să-i desenez un cioc. Apoi niște picioare. Începe să semene cu o pasăre. Gata, am făcut o păsărică simpatică, cu puțin ajutor din partea ta. Ai trișat! Dar îmi place! Al meu nu arată la fel de bine. Ia să vedem! Dacă insiști, cred că e clar cine e câștigătoarea. Super! Oh, ce faci, păsărico? Mă simt ca o prințesă din desene animate. Wow! Oh, pot să le ating și eu? Nu, pleacă de aici, sunt păsările mele. Ce grozavă te crezi? Ok, cred că trebuie să mă apuc de tema asta. Huh? Ce are pixul meu? Nu mai are cerneală. Tipic. E ok. Sofia, hei! Ești bine, Luna? Pixul meu nu mai merge. Poți să-mi dai și mie unul? Nicio problemă. Sigur mai am unul de rezervă. E pe aici, pe undeva. Chestia aia nu e un pix. Stai așa. Huh? Care erau șansele? Ce de obiecte! Trebuie să fiu mai organizată. Stai
puțin, am o idee. Știu cum să-mi păstrez lucrurile îngrijite. Mai întâi trebuie să pun elasticul ăsta pe dosarul meu. Mai am nevoie de câteva. Acum pot să-mi depozitez toate obiectele aici. Și mai e spațiu și în interior. Toate obiectele se află în același loc și sunt și ușor de găsit. Arată bine, nu-i așa? Poftim, Pixul? Poftim? Ah, da, mersi. E grozav. Visam atât de frumos. Dă-i drumul! Arată-mi ce poți! Wow, ești puternică! Tragi de fiare! E vreo problemă? Nu! Hei, ai trișat! Obișnuiește-te cu gândul! Hai să ne uităm! Oh, bunătăți! Sunt ale mele! Și eu rămân doar cu două bucăți de cretă? Dezamăgitor! O să le iau și pe ele! A fost vina ta! Uită-te la creta mea! În continuare, avem niște struguri. Ar trebui să fie o probă simplă. Treceți la treabă! O să fie ușor! Cred că am o problemă. Nu o să meargă prea bine. Nu mai căuta scuze! Chiar îmi plac strugurii! Sunt atât de suculenți! Aș putea să-i mănânc toată ziua! Mmm, ce delicioși sunt! Nu-i așa? Ar fi super! Mmm, ce buni sunt! Trebuie să rezolv cumva treaba asta. Cred că mi-a venit o idee. O să folosesc un bisturiu ca să fac niște pilitură de cretă. O să o las să cadă direct pe foaie, oarecum în formă de triunghi. Apoi o să folosesc un deget ca să o presez. O să creez o formă ovală în pilitură. O să o iau în sus în triunghi. Făcând mai multe ovale, arată ca niște boabe de strugure. După ce am terminat, suflu restul de praf de cretă. Acum o să conturez boabele cu un pix. O să obțin un contur clar. Trebuie să am grijă să nu mânjesc strugurii. Nu vreau să stric desenul acum. O să fac asta până jos. Chiar ies în evidență boabele. Dar n-am terminat. O să folosesc un pix alb ca să se observe niște lumini. Așa arată mai profesionist. Și acum codița. O să folosesc un pix maro pentru asta. Wow! A ieșit grozav desenul! Hei, Luna! Hai să le dezvăluim în 1, 2, 3! Cum e? Wow! Desenul lui Chris e impresionant! Wow! Bravo! Dar Chris e câștigătorul! Da! E uimitor! Chiar am câștigat? Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele! Oh, wow! Ia uite ce ciorchine de strugure! O să savurez fiecare boabă! Uite, Luna! Norocosule, voiam eu strugurii! Ah, acum mă simt prost. Există o singură soluție. Luna? Vreau să iei tu strugurii. E o farsă, nu? Așa, hai să vă arăt cum rezolvați calculul ăsta. Ce plictisitor! O să-mi notez tot. Poate ne pică la test. Sunteți atenți? Ok, pașii următori. Oh, e prea complicat. De ce e atât de complicată explicația asta? Serios? Nu cred! Kate? Ce e așa amuzant? Calculul ăsta se poate face mult mai ușor! Fiți atentă! O să vă arăt un truc! Avem 80%, deci scriem un 8. Din 90, deci îl înmulțim cu 9. Face 72. E identic cu rezultatul de aici. Serios? Așa simplu e? Wow! E mult mai ușor așa! O să tai notițele astea și o să-mi notez varianta lui Kate. Iuh! Mult mai bine! Mai sunt câteva minute de pauză, ceea ce înseamnă că e momentul să mănânc ceva! Frumos! Am adus și eu niște dulciuri! Nu mi-aș strica deloc o porție de zahăr. Of, nu mai contează. Bună ziua! Puteți strânge gustările? Bine. Dacă trebuie. Sper că v-ați făcut toți temele. Pare preocupată. Am nevoie doar de o guriță. Bun. Poftim? Fără mâncare la ore? Doar o admiram! Unde rămăsesem?
cum face Rosie asta? E o metodă genială! Trucul clasic cu mâneca! Asta ar trebui să-mi țină de foame! Eu nu pot face la fel cu brioșa mea! În ce aș putea o ascunde? Oare în peria asta de păr? Cred că ar merge! Ce e? Psst! O să-ți arăt un secret! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Clar suntem pe aceeași lungime de undă! Dă la o parte dinții periei de păr și pune în loc brioșa! Mai ții minte astea? Dacă rupi unul în două și îl înfigi în brioșă, la final vor semăna cu dinții unei perii, vezi? N-o să bănuiască nimic! Deja îmi lasă gura apă! Poftim? Madison! Îmi descălcesc părul, doamna! Vedeți? Oh, cred că am nevoie de ochelari noi! Iar văd brioșe peste tot! Bon appetit! Cine are nevoie de pauze când poți mânca la ore? Bravo, dragă! Ok, e timpul să învârtim iar roata. La ce credeți că o să se oprească? Inimioarele sunt preferatele noastre și avem modelele perfecte! Sunteți gata? 1, 2, 3, start! Atât de frumușel! I-am dat inima mea și atât de drăguț! Ah! E Chris al meu! Chris al tău! E al meu! E al meu! Ah, se pare că se ceartă. E cam jenant. E al meu! Eu l-am văzut prima! Hei, nu vă certați, fetelor! Stai departe de Chris al meu! Nu, tu stai departe de el! Hei, nu-mi dați altă variantă! Și... puf! Magia unicornilor o să rezolve problema asta, pentru că poate face cam orice. Nu mai e atât de arătos. Scuze, fetelor. E al meu. A arătat mereu așa? Ce-a fost în capul meu? Zâmbetul lui e diferit. Urăsc să critic. Încă mai avem o roată de învârtit. Hei, Luna! Ăla-i Chris? Unde? Nu e nimic acolo, e doar un loc gol. Fraieră, o să le iau eu pe astea. Nu-l văd. Unde? I-au dispărut toate cariucile. Nu! Ashley? Le-ai luat tu? Nu, habar n-am. Mă bănuiește? N-a fost frumos deloc! E timpul pentru și mai multă magie a unicornilor! Încearcă să-i mai fure acum lucrurile! Ajutor! S-a blocat Ashley? Astea sunt ale mele, mersi mult! Să trecem la treabă! Desenăm inimioare, nu? Ca să faci o inimă perfectă, încadrează-o într-un dreptunghi. Fix așa! Și adaugă niște linii cu o riglă. De sus până jos. Apoi niște linii curbe în inimă. Nu ai nevoie de riglă pentru partea asta? Poți folosi culori diferite. O să colorez linia asta cu portocaliu și apoi cu verde și roșu. Conturează inima cu o nuanță mai închisă. Eu o să folosesc un creion. Ar trebui să fie ok. Acum fă la fel ambele părți. Adaug o mică umbră. Folosește alb ca să creezi un efect de luciu. Și fă-i o ramă. Gata! Cred că a ieșit grozav. Inima mea e gata și e 3D.
Și deblochează-te. Dar eu n-am desenat nimic. Presupun că ți-ai învățat lecția. Uită-te la desenul meu, îți place? Chiar e incredibil, Luna. Super tare! Scuze pentru furt. E ok, nu mai contează. Pentru mine? Mulțumesc! E mult mai bine. Atâta timp cât l-am pe Chris. Trebuie să fac un DIY. Nu e ok, nu se înșurubează. Jasmine, poți să mă ajuți? Păi, cred că da. O să fie epică faza. Ce e chestia asta? Privește! Wow! A fost un desen! Hei, ce se întâmplă? Ale cui sunt hainele astea? Arăt bine! Wow! Știu, nu-i așa? Ce drăguț! Uită-te acolo! Salutare, dragii mei! Bun venit la provocarea voastră de desen! M-am plictisit! Formula asta e una dintre preferatele mele! În sfârșit! Am plecat de aici! Mă bucur că s-a terminat! În sfârșit am ajuns acasă! Ce zi! E timpul să mă relaxez! Bun venit la emisiune! Vreți să jucați un joc, doamnelor? Ok, sună bine! Nu veți regreta! Apăsați butonul ca să începeți! Să o facem! Ce se întâmplă? Ce e locul ăsta? Stai! Tu! Ce cauți aici? Planul meu funcționează! Haide! Aha! L-am găsit! Trebuie să mă bronzez! Wow! Cum a făcut asta? Am ceva și pentru voi! Cred că o să vă placă! Sigur o să vă lumineze viața! Poftim? E o glumă? Ce să fac cu asta? Folosește-ți intuiția, Luna! De-aia iei note mici la teste! Uite! Nu mă așteptam la așa ceva! Pare că am prăfuit! O să-l lustruiesc puțin. Poate o să iasă un duh. Poftim? Cine m-a invocat? Alo? Muritoareo? Aici erai. Poftim? Ea primește un duh și eu am doar chibritul ăsta stupid? De ce scoți limba? Nu mă recunoști? Ești serioasă acum? Dar acum? Da, acum am înțeles. Dar, Albert, n-ar trebui să-mi îndeplinești o dorință? Eu sunt un geniu, nu un duh. Dar am un experiment pentru tine. A fost dificil. Distracție plăcută. Nu, Albi, vino înapoi. Speram să luăm cina mai târziu. Pa, pa. Mi-a plăcut mustața lui. O să fiu singură pe vecie. Dar măcar mi-a lăsat un cadou. Nu e deloc o masă romantică. O să torn sucul în bol. Cred că ajunge. Acum o să iau banana și o să bag un capăt în suc. Nu pot să cred că fac asta. Cred că trebuie să pun becul în bol. Pare o prostie. Stai! Wow! Vezi asta? Albert, ai dat iar lovitura! Wow! Dar eu ce trebuie să fac cu chibritul? Chiar trebuie să-ți explic totul. Freacă-l! Ce simplu e! De ce nu m-am gândit la asta? Cred că-i stricat! Trebuie să-mi găsesc o altă slujbă! Clar nu mă pricep la prădat! Trebuie să-l freci de ceva! M-am prins! Sigur pot să fac asta? Nu, tot nimic! Chibritule, devine personală treaba! Aprinde-te! Pe bune! Mă enervezi! Am reușit! Cu mintea! Sunt o supereroină! Cum e posibil așa ceva? E incredibil! Chiar am o mustață fabuloasă! Bravo, Luna! Impresionant! Sunt mândru de tine! Și ce avem aici? Văd că l-ai cunoscut pe Albert! Cineva trebuie să câștige! Sunt generos! Câștigați amândouă! Bate palma! Mi-a venit o idee bună! Să încercăm ceva cu numere de data asta? E ok, nu am nevoie de aplauze! Mate, credeam că ăsta e un joc! Nu știu ce trebuie să facem aici! Eu mă admir în oglindă și voi stricați atmosfera! Ce bădăran e, nu-i așa? Să mă gândesc! Trebuie să găsim ceva util pe aici! S-ar putea să fie bună asta! N-ai cum să dai greș cu o carte de mate! Poate o să găsesc răspunsul printre paginile astea! Să vedem! Nu, asta nu merge! N-am un câmp! Sau vaci!
mai perfect! Știam eu că nu mă dezamăgește cartea asta! Am o carioca! E timpul să trec la treabă! Mai întâi desenez cifrele 1 și 2. 3 și 4 vin aici! Apoi trebuie să le unesc! O să mai trasez câteva linii! Și o buclă mare și lungă! Mă ocup de ultimele detalii! E un elefant drăguț! Și a fost făcut din numere! E ceva ce nu poate face matematica? Sunt tare mândră! Da, mă rog! Stai puțin! Asta-i tot? O să fac ceva mai bun! O să te dau pe spate! O să desenez două ovale mici, apoi mai desenez două sub ele. La final, desenez unele mai mari în josul paginii, apoi sunt creativă! Acum desenez picioarele. Pare că stăm picioare. Ah, să nu-i de urechi! Perfect! Acum o să detaliez ochii. E un pas important pentru produsul final. Fac câteva linii pe trompă. O să fie super drăguț și chiar o să semene cu un elefant. Îi fac niște unghii și o codiță arcuită. E timpul să-l colorez. Folosesc negru pentru ochi. Nu vreau să stric totul acum. Griul este perfect pentru corp. Gata! Am terminat! Arată grozav! Ăsta, da, elefant! Oh, chiar e reușit! Dar nu depinde de noi! Hei, suntem gata! Ați terminat? Wow! Oh, e adorabil! Bravo, Luna! Dar unde sunt numerele? Stai, ce? Credeam... nu desenam elefanți? Eh, există o singură câștigătoare! Felicitări! Mersi! Aș vrea să le mulțumesc mamei, tatălui și câinelui meu, Rover! Sper că sunteți pregătite pentru următoarea rundă! Stați! Ați auzit asta? Îmi ghiorțe stomacul! Știu cum să rezolv problema! E timpul pentru mâncare! Speram să zic asta! Unde-i mâncarea? Un pic de ajutor? Ah, bine! Uitați! Sper că sunteți recunoscătoare! Wow! Ia uite! Avem de unde alege! Eu vreau ciocolata! Și banana! Nu știi să te porți, domnișoară? Eu o să le iau pe astea! Așa, deci, a? Bine, presupun că le iau pe astea! Nu cred! Le-ai rupt! Eu? E doar vina ta! Ce mă fac acum? Stai, mă descurc eu! O să rup ciocolata în bucățele! Și apoi le pun pe popit! Vreau să-l acopăr complet! Topesc ciocolata și umplu bulinele! Acum îmi trebuie bețișoarele! Pot să le înfig în ciocolată! Arată ca niște acadele! Acum aștept să se întărească ciocolata! Mmm, deja-mi lasă gura apă! Le scot din popit! Oh, ce mici și drăguțe sunt! Dar o să fie delicioase! Curcubeu pe cerul gurii! Wow, ce treabă isteață! O să folosesc lipia! O întind pe masă! Apoi iau ciocolata! O folosesc pe post de cremă! Pun banana deasupra și rulez lipia! Dar n-am terminat încă! Topesc bezeaua și presar niște fulgi de cocos! Apoi o tai feliuțe! Zici că-i sushi dulce! Torn ciocolată pe deasupra! Mmm, ce bine arată! Nu! Alege preparatul meu! Știi că preparatul meu e cel mai tare? Ambele par delicioase! Abia aștept să le gust! Wow! Ia uite! E dificil! Dar m-am decis! Egalitate! Da! Am reușit! A? Unde-i mâncarea? Si se face foame când ești o gazdă carismatică! Acum, dacă mă scuzați! Oh, da! Un deliciu! Arăt și miros bine! Asta e următoarea provocare! E un test extrem de dificil! Un test? Dar n-am învățat! Oh-oh! Noroc, am telefonul! Ah, asta crezi tu! Dar... Of, e exact ca la școală! Presupun că regulile sunt reguli! Dar regulile sunt făcute ca să fie încălcate! Am o idee! Ia uite, am o imagine cu niște creioane pe telefon! O măresc și apoi îmi bag telefonul în penar! Pare convingător! Habar n-o să aibă! Acum pot să rezolv testul și o să-l trec cu brio! N-aș fi nimerit răspunsul ăsta! Testele sunt mult mai ușoare când copiezi! Nu pare o idee rea! Nu pot să cred că o să fac asta! O să-mi ascund telefonul în ghiveciul ăsta! Serios? Mai am și alți ași în mânecă! Ba nu, nu am! Nici nu pot să mă uit! Nu mă dau bătută! Cum arăt? Încetează, te rog! Nu mai suport! Ce mă fac? Stai, știu! Sigur o să meargă! Totuși, îmi trebuie un caiet! Ah, e unul în sertarul ăsta! La fix! Trebuie să mă grăbesc!
Deschid caietul. Îmi iau telefonul și îl așez pe pagină. Îl învelesc în hârtie și așa se încadrează în peisaj. O să fiu și reată. Trebuie doar să-mi întorc telefonul invers și dispare. Zici că e un truc de magie. Poartă-te normal, nu bănuiește nimic. Pixurile jos, a expirat timpul. Simt că o să fie bine. Ia să văd ce ați făcut. Wow, sunt surprins, Luna. Credeam că o să ai probleme. Mi-am dat silința, dar n-am mai avut timp. N-am mai picat un examen până acum. Există un început pentru toate, dar mi-ai ușurat munca. A câștigat Luna. Sunt mai deșteaptă ca tine. Bravo, Luna. Ok, sunt pregătită. Ah, da, sigur. Nu am nevoie de un machiaj prea complicat. Am o frumusețe naturală. Văd, ce ai zice de un pic de ruj? Stai, mă sună cineva. Serios? Alo? Glumești? Ce-a făcut? Vin acum! Să înceapă distracția, trebuie să mergem. Ah, da, sigur. Stai, nu pot să ies arătând așa. Ce mă fac? Hei, doamna de la machiaj, vin înapoi. E un dezastru. Încerc. Cât de greu poate fi? Până acum e bine. Pe cine încerc să păcălesc? Arăt ca un clov. Ok, să încercăm altfel. Sper să meargă. Orele astea de yoga dau roade. Da, da, știu. O aduc acum. Nu e ceea ce pare. Ce? Cred că o să mai dureze puțin. Încerc să mă machiez. Opa, unde te grăbești? Trebuie să putem face ceva. Grozav, îmi atârnă o ață de sacou. Stai puțin, poate merge să o folosim. Merită să încercăm. Ce faci? O să frec ața de pe insula rujului. Vreau să fie acoperită cu ruj. Acum o să creez un contur al buzelor tale. Hai să facem buza de jos. Apoi o să-ți colorăm buzele. Așa, gata! Wow, arată uimitor! Arăt ca în posterul meu! Perfect! Cum adică a început spectacolul? Mindy e cu mine! Haide, mergi, mergi, mergi! Să facem! Oare ce o să primim de data asta? Alegeți un număr! 3! 1! 3! 1! Nu, nu alegem 1! Hai să facem un compromis. 2. Ok. Așa e corect. Numărul 2, arată-te. Wow, oiță simpatică și pufoasă. Timpul vostru începe acum. Ah! N-am timp de asta. Trebuie să mă apuc. Ai furat toate pixurile? Ce e aia? Eu? Ești doar invidios. Sigur, aia era. Seamănă destul de bine. Privește și învață. Îți place magia? Nu e pentru copilași? Pregătește-te să fii uimită. Ăia sunt banii mei? Doar atât ai? E cam mică? Știu. Cum de ajuns asta acolo? Nu mă plâng. E fix ce-mi trebuie. O să pun moneda pe foaie. Apoi o să desenez mici semne în formă de M în jurul ei. Ok, acum dau la o parte moneda. E timpul să-i desenez fața. E fermecătoare! Ha! Trebuie să mai fac niște mici retușuri și am terminat! Gata, a expirat timpul. Ia să vă văd creațiile. Ta-da! Recunoaște-i, adorabilă! E ok. Hei, unde pleci? Vino înapoi! Am câștigat, nu-i așa? Da, Justin, ai câștigat! Ura! Bravo! Ce urmează? Vai, chestia e super drăguță! Ah!
Ia uite ce instrumente de pictură! Sunt așa de cool! Uite! Am și eu la fel! Stai, trebuie să învârtim! Și e albastru! Care înseamnă fără mâini? N-are nicio logică! Trebuie să o facem! Pensulele sunt pregătite! Fără mâini! Am o idee! O să folosesc toate culorile! E un unicorn până la urmă! Să înceapă magia! O să pară cam strâmb la început! Dar trebuie să avem încredere în metodă! Mi-a obosit maxilarul! Fără mâini? Nicio problemă! Oh, nu asta-mi doream! Culorile zici că sunt noroi! Desenul tău cum e? Eu o să am o abordare diferită! Chestia asta e greu de controlat? Ok, să continuăm! Cine mai are nevoie de sală cu un astfel de antrenament? Iese frumos și îngrijit! Ia uite ce linii! Am reușit! Și rezultatul? Magnific, vezi? E superb! Curcubeu minunat! Clar îl face de râs pe unicornul meu! Cu siguranță am câștigat runda asta! A sunat clopoțelul! Am nevoie de burete! Oh, nu! M-a prins! Trebuie să mă comport normal! Stai puțin, Madison! Dacă tot îți place să desenezi pe tablă, fă și calculul ăsta! Ah, nu știu ce să zic! Kate, ajutor! Nu mă întreba, habar n-am! Serios, fetelor? Fiți atente aici, vă arăt eu! Folosește-ți degetele! Mă refer la cele desenate! În dreptul fiecărui deget trecem numerele 6, 7, 8, 9 și 10. Acum, unde e numărul 7? Fix aici! Și 8 e deasupra acestui deget. Acum hașurez și numerele mai mici. În total am hașurat 5 degete, deci scriu 5 sus. Și câte degete au rămas goale? 3 de la mâna asta și 2 la mâna asta. Înmulțim 3 cu 2 și obținem 6. Și acesta e răspunsul! Wow! Nu știam că degetele noastre pot face așa ceva! Păi, doar sunt profesoară! Acum du-te la locul tău! Cum de s-a încurcat lână asta? Wow, bunico, uite! Oh, nu! Lâna mea! Ce dezastru! Nu! Capodopera mea e distrusă complet! Bunico, uite ce-a făcut lâna ta! Stai! Lâna? Lâna! Normal! Dacă tot e deja în vopsea, o să o fac! Bun, vopseaua neagră e pe pânză și acum niște lână vopsită cu auriu. Am pus-o pe pânză și o să mai pun câteva aici. Așa, pe întreaga suprafață. În continuare, trebuie să lipesc capetele nevopsite de lână. Ești gata? E timpul să ridicăm pânza. Așa, lâna se dă la o parte. Ai creat o capodoperă uimitoare! Clar ești cel mai bun artist al bunicii! E cel mai reușit tablou făcut de mine! În regulă, pe cine să chem la tablă? Kate, vino, te rog, la tablă! Știu răspunsurile la toate! Mut un 3 aici jos și o să mut un 4 aici sus și termin cu 9 până jos. Da, ia loc, te rog! Ce-a fost asta?